Bună seara, stimați telespectatori! Bine v-am regăsit la emisiunea Teoria Conspirației, la postul de televiziune 6TV, televiziunea dumneavoastră, televiziunea care vă iubește și emisiunea la care aflați acele lucruri ciudate, stranii, bizare și insolite, care sunt ocultate uneori sau poate chiar întotdeauna cunoașterii dumneavoastră. Astăzi avem un invitat de marcă, o temă fierbinte, o temă la zi. I-am și spus, așa cum telespectatorii ne-au cerut, am avut foarte mulți telespectatori, vreau să vă spun că vreo 50 de mesaje, numai la asta se referea, la enigmele Brexitului, deci posibila, iminenta sau sub semnul întrebării, posibila ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, ea din punct de vedere al acestui referendum a fost votată. Și în acest scop am adus un specialist în politică militară, internă și externă, unul dintre cei mai vechi jurnaliști militari din presa scrisă românească. Este vorba de domnul general Gheorghe Vădova. Domnule general, mă bucur că ați reușit să veniți. Vreau să vă spun că foarte greu am reușit să-l aduc, numai faptul că face parte din fan clubul nostru aici al televiziunii, având foarte, foarte multe probleme. Am reușit pentru o oră să-l smulgem din aceste probleme. Pentru cei care nu-l cunosc pe domnul general, vreau să vă spun că dânsul este, dincolo de a fi numai ziarist militar, peste 45 de ani, scriitor, poet, novelist, a scris piese de teatru, eseuri, a trecut prin toate genurile literare și are zeci de cărți scrise și câteva mii de articole în cei 45 de ani de activitate în domeniul scrisului. Domnule general, tema aceasta este o temă, acum să spunem, foarte la modă sau arzătoare cu Brexit-ul. Telespectatorii, eu am o sumă de întrebări aici pe care o să vi le pun și pe baza cărora vom discuta, însă pentru început aș vrea să vă spun că telespectatorii sunt oarecum nu neapărat speriați, dar foarte interesați de acest subiect, plecând de la următorul raționament. Iată, pleacă Marea Britanie, să presupunem că pleacă definitiv din Uniunea Europeană, câteva țări, o să vorbim pe parcurs, au început să cumva să-și arate oarecum nemulțumirile față de actuala organizare și actuala conjunctură economică, politică, militară din UE și ar vrea și ele să supună poporul țărilor respective unor referendumuri. Mai mult decât atât, iată că Marea Britanie, unul dintre cele mai vechi imperii din lume, o țară de veche cultură și civilizație, chiar în interiorul său, iată, țara Galilor, Scoția, sunt niște probleme și niște fricțiuni care ar putea să producă niște rupere acolo. Ce nu a produs acel referendum cu ieșirea din Marea Britanie a țării Galilor, știm cu toții, iată că acest Brexit s-ar putea să facă. Dar marea întrebare care își o pun românii și telespectatorii postului nostru de televiziune, noi le mulțumim că ne-au dat această întrebare și avem aici un specialist să încercăm să răspundem și o să găsim probabil niște posibile soluții, este cum se răsfrâng aceste posibile, iată, noi mutări pe tabla de șah a politicii europene pentru români, noi care suntem aici în țară, și pentru românii din străinătate, care știm bine că avem peste 4 milioane de români în străinătate plecați la muncă, oameni care produc pentru Europa, oameni care sunt persoane active, oameni care, iată, sunt acum în diverse țări, sunt puși sub semnul întrebării. Domnule profesor, pentru început, aș vrea nu neapărat să-i liniștim, dar totuși să încercăm să găsim acel fir care să ne arate că totuși nu este un lucru atât de grav, adică s-a terminat lumea că iată din Uniunea Europeană Marea Britanie. Nu este un lucru atât de grav, este însă un avertisment. Nimeni nu se îndoiește, sau mă rog, nu chiar nimeni, dar sunt cel puțin în România, cu 90% vot pentru a intra în Uniunea Europeană. Asta spune ceva. Nu s-a mai întâmplat aproape nicio țară europeană ca majoritatea, quasi totalitatea populației să dorească integrarea României în Uniunea Europeană. Și acest lucru nu pentru că ar fi niște ignoranți și n-ar fi înțeles ce înseamnă Uniunea Europeană, ci pentru că spiritul acestui popor este un european. Poate că se află
chiar la originea spiritului european și nu numai un beneficiar. Bine, românii și acum sunt peste 75% pro-Europa. Da, bineînțeles. Vreau să spun că cu toate experiența dramatică a noastră în această perioadă, că e o experiență dramatică pe care nu o merităm. Efectiv, poporul ăsta inteligent, harnic, tolerant, cu foarte multe calități, mă mir cum a reușit să reziste 4.000 de ani aici pe teritoriul ăsta, poporul acesta a fost prea greu încercat de-a lungul timpurilor. A avut prea multe presiuni din toate părțile, mai ales din partea vecinilor, mă refer la imperiile care au prestat asupra acestui popor, așa și care, spuneam și la niște emisiuni anterioare, că România de astăzi de ce a rămas din ce a mai rămas. E, poporul acesta înțelege, simte că un proiect european este absolut necesar pentru viitor și pentru prezent. Cum este acest proiect? Dacă el este cel mai bun, dacă este cel mai optim, cel mai bine organizat, e de discutat. Aici, e de discutat. Pentru că birocrații de la Bruxelles și foarte mulți din cei care diriguiesc astăzi destinele Uniunii Europene, nu știu dacă chiar sunt în măsură să înțeleagă trendul acesta uriaș, noua paradigmă europeană. Noua paradigmă europeană într-o lume care se îndreaptă către o societate a cunoașterii, către o civilizație a cunoașterii, care este cu totul altceva decât civilizațiile de până acum, dar care nu le exclude, ci le presupune, nu le include pur și simplu, ci se construiește pe baza lor. Pentru că construcția aceasta pe pilonii civilizației europene și aproape fiecare stat din Uniunea Europeană reprezintă o identitate civilizațională. E, asta n-a înțeles Uniunea Europeană. E bine, ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, mai ieșit încă, vorba numai de un referendum, 51,9% dintre britanici au hotărât, au decis că nu este bine să continue proiectul european, nu e bine pentru ei. Și noi nu avem dreptul să nu le dăm dreptate. Mi-e așa gândesc. Și nu este adevărat că s-au exercitat presiuni, că au fost mințiți, că au fost, îmi place să cred, nu este adevărat. Și chiar cred că nu este adevărat. Pentru că, dacă și pe mine mă indignează efectiv anumite practici care există în Uniunea Europeană, anumite proiecte, chiar și aceste 323 de euroregiuni, care se vor a fi de dezvoltare, adică Uniunea Europeană încearcă să reparteze în așa fel fondurile, încât toate regiunile să se ridice la nivelul la care trebuie. Dar de ce nu încearcă doamna Uniunea Europeană să repartizeze în așa fel fondurile, cât statele să se ridice la nivelul necesar? Pentru că, încă o dată, conceptul meu despre Uniunea Europeană este următorul. M-am spus și data trecută, eu lucrez de vreo 20 de ani la o carte care se cheamă Întoarcerea de izvoarele de mâine. Este sau nu este posibilă unitatea continentului european? Am scris vreo 400 de pagini, am redus la 300, am adus pe vreo 450, dar nu știu dacă sunt în stare să termin astfel de proiect. Pentru că întrebările și îndoielile sunt atât de numeroase și atât de grave, încât aproape că mi este greu să emit eu judecăți, fie chiar și probabile, asupra a ceea ce va fi mâine Uniunea Europeană. Uniunea Europeană, după părerea mea, nu este posibilă decât ca o uniune de state suverane. Asta a spus și doamna de Fier în 1988, mi se pare, la o universitate din Belgia, la invitația rectorului universității, colegiul belg, mi se pare, nu știu exact cum se numește, accentuat acest lucru atunci. Britanicii de azi n-au făcut altceva decât să dea 51%, 51,9%, deci numai toată Marea Britanie, să dea glas sau să materializeze ce a spus doamna lor de Fier, ce a spus madame Margaret Thatcher în atunci, în acel an, cu mult timp înainte de a se constitui Uniunea Europeană așa cum este ea astăzi.
sunt multe elemente ale Uniunii Europene care nu merg. Deci o Uniune Europeană nu va fi posibilă decât atunci și numai atunci când statele vor atinge maximul nivel de dezvoltare și va fi nevoie de trecerea la un următor nivel al competenței. Nu, profesor, dar de statele vor dori. Am și un telespectator, că aici trebuie puțin să nuanțăm. Spune așa, dar să nu uităm totuși că englezii, Marea Britanie, ca așa le spunem noi, englezii în general, din marile puteri, adică ale Europei, Franța, Germania, care mai sunt, Spania și așa mai departe, sunt ultimii veniți, lăsăm țările din Est, în anii 70, deci după ce se consolidase Uniunea Europeană într-o anumită formă. Și acum, iată, sunt primii care pleacă. E un simptom, arată ceva totuși. E o realitate. Este expresia unei realități. Și această realitate constă tocmai în nerespectul diriguitorilor Uniunii Europene față de state. Asta este marea dramă, marele semn de întrebare, marea problemă a Uniunii Europene, că nu înțelege rolul statelor și sabotează statele. Asta face. Chiar dacă nu o face în mod direct. Citiți toate proiectele și programele de la Maastricht încoace și veți vedea, și înainte de asta, veți vedea că, deși se vorbește destul de mult de către state, ce trebuie să facă, cum să facă, uitați-vă cum se diriguiesc fondurile europene. Uitați-vă cum există o bătălie pentru ele. Cum se există o bătălie pentru ele când astea trebuie planificate. Riguros. Se știe foarte exact care sunt nivelurile de dezvoltare a diferitelor regiuni și diferitelor țări din Uniunea Europeană. Și atunci nu trebuie organizată activitatea și repartiția fondurilor în așa fel încât statele care au rămas în urmă sau care sunt în urmă, din punct de vedere economică, aici este vorba. Sigur. Nu cum se taie porcul și dacă îi se pune sau nu injecție letală. Astea sunt probleme care țin de un anumit tip de civilizație. Ei, bine, neînțelegând rolul statelor așa cum sunt ele, pentru că nici statele acestea nu sunt perfecțiunea perfecțiunilor, dar unele funcționează de mii de ani. Și dacă un stat a funcționat mii de ani în frontierele, aproximativ în frontierele de acum, nu poți tu să-l desfințezi peste noapte că vrei să faci o Uniune Europeană Federală de la est la vest, care să fie o apă și un pământ. Nu se poate. Pentru că atunci îi dau dreptate lui Friedman, lui George Friedman, vor izbuni niște războaie în fiecare dintre statele Uniunii Europene și va fi un dezastru. Britanicii au simțit acest lucru și ei au probleme lor interne, destul de importante. Au simțit că populațiile, popoarele și statele sunt ofensate prin proiectele Uniunii Europene. Domnul profesor, eu vreau să vă spun o chestie, că suntem aici la teoria conspirației și avem niște telespectatori, să vă spun, pe lângă faptul că sunt fideli și sunt și oameni citiți și oameni deosebiți care chiar știu, pun întrebările direct și am să vă dau două dintre ele. Una dintre ele spune așa, cum se încearcă să se crească rolul statelor în momentul în care sunt elemente conducătoare la nivelul Uniunii Europene care în momentul de față vor să creeze un guvern european. Este prima întrebare care își o pune cetățeanul. Și am avut de la mai mulți, din mai multe părți ale țării, inclusiv de la Iași, de undeva, de la Oradea, din București, trei telespectatori. Adică, dacă ar fi întrebarea pusă direct, ar fi ce se urmărește? Cât înseamnă a mi se lua din suveranitatea, din elementele suveranității naționale, dacă mi se creează un guvern european? Ei, asta face Statele Unite ale Europei? Asta nu a înțeles Uniunea Europeană. Că nu se poate atinge de suveranitatea statelor, cel puțin în această perioadă. Că Uniunea Europeană trebuie să fie, și din analizele pe care le-am făcut, iată, de zeci de ani încoace, și numai eu, o mulțime de alți oameni care se ocupă de lucrul acesta, deși eu nu sunt un specialist nemaipomenit în toată, oameni care se ocupă numai de chestia aceasta și care o știu mult mai bine ca mine și care au scris tomul întreg de cărți pe chestia aceasta. Ei bine, nu a înțeles că Uniunea Europeană nu poate să fie decât o uniune de state suverane și nu poate trece ea să se transforme într-un metastat sau într-un stat suveran, așa cum sunt Statele Unite alcătuite din state, decât atunci când statele care compun Uniunea Europeană vor atinge maximum de competență. Maximum de competență înseamnă intrarea într-o perioadă de incompetență.
Și atunci s-a terminat cu epoca statelor individuale în Uniunea Europeană. Acum nu. Statele nu sunt maturizate, n-au ajuns acolo, au diferite niveluri de dezvoltate și ele ar trebui sprijinite să facă treaba aceasta. Că treaba aceasta ar trebui să o facă în primul rând guvernele naționale. Este foarte adevărat. Dar guvernele însele nu înțeleg că ele trebuie să apere suveranitatea statelor. Pentru că Uniunea Europeană este unul de state suverane, nu de state care își pierd suveranitatea. Cum și NATO. Este o alianță de state suverane. Hotărârile se iau și se aprobă în parlamentele naționale. În parlamentele fiecărei țări. Dom'le, Dumnezeule, dar cum? E un lucru de la sine înțeles că nu poți să îndrepti o uniune de state împotriva statelor. Cum vine asta? Asta au înțeles britanici. Asta n-au acceptat britanici. Treaba aceasta. Iar cei care totuși, că aici este foarte interesant, cei care sunt împotriva ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeană sunt cine? Londra, în primul rând, cu 59,1%. Londra. City-ul, da. Centrul ei. Anglia este Londra. Centrul ei. Ăștia vor. Și după aceea, Țara Galilor, Scoția. Din ăștia. Sigur că Țara Galilor și Scoția au niște relații speciale, au niște probleme acolo în Anglia și niște relații speciale cu Uniunea Europeană. Și Irlanda a început să... Da, și Irlanda are. Dar, bine, Irlanda a luat niște măsuri ferme pentru ca să nu se întâmple ca corporațiile și toate presiunile astea care vin în afară și care distrug pur și simplu, cum ne-au distrus nouă, economia, pădurile, teritoriul. Când 40% în teritoriul tău dat la alții, când toate întreprinderile tale, practic toate întreprinderile au fost distruse, când capitalul românesc din România mai este 8% și când aproape toate procesele se desfășoară împotriva capitaliștilor români, vor fi, nu știu dacă toți sunt voși și pungași. Și atunci ce înseamnă? Înseamnă că deromânesc, decapitalizez de capitalul român în România? Păi și asta. N-a făcut-o nimeni niciodată. Ei, o fac guvernele astea, o face guvernul ăsta și guvernele care nici cele nu au înțeles că, sigur că în Uniunea Europeană nu te poți integra ca o, eu știu, ca o identitate făcută Schweizer, ci ca o entitate, ca o identitate solidă, puternică, integrată, cu un concept clar. Doamne, să uitați, concept... eu am un telespectator aici, îl cheamă Vasilache Sândel, ne-a și spus din sectorul 3, nu-i mai dau adresa ca să nu aibă probleme. Și mi-a spus așa, domnule general, eu am citit o carte, eu vorba despre o carte a mea, unde am prezentat un anumit proiect din perioada dintre cele două războaie mondiale, proiect german, și referindu-se la carte și la ce se întâmplă acum, domnul Vasilache Sândel spune așa, dacă luăm și analizăm proiectul Europei, prezentat în 1928 lui Hitler, în acea perioadă vom vedea că acel proiect, cum se voia să funcționeze Europa, este foarte aproape de către actualul proiect de funcționare al Europei. Deosebile n-ar fi decât următoarele, că încă Marea Britanie este în Europa, nu avem mărci, ci avem euro, Germania este condusă de o femeie și capitala nu este la Bonn, ci la Bruxelles. Acum mai este ceva de spus. Acest proiect într-adevăr există, a fost făcut în 1926-28 de către Rudolf Hess. Se pare că i-a fost prezentat și există documente și există în arhive acest document. Asta nu mai e, nu mai dezgropăm acum morții. Dar cert e că telespectatorul nostru are dreptate. Dacă pleacă Marea Britanie și ne referim la zona asta care rămâne și introducem și țările baltice, ar fi cam al, dacă nu al treilea, al patrulea Reich. Adică o chestie foarte interesantă dacă e să o gândim și să o judecăm. Există că, practic, americanii sunt cei care au delegat, să spunem așa, între ghilimele, conducerea Europei către cei doi prieteni, Franța și Germania. Dar se pare că Germania, fiind motorul principal, puterea economică mai mare, se pare că a luat frâiele în mână. Nu este totuși o cucerire a Europei fără tancuri, fără nemți, fără fașiști de către Germania. Asta a spus telespectatorul meu. Deci da, în 1991 am fost în Statele Unite și între altele am avut o discuție undeva în sfârșit unde niște sfere mai înalte și eu am spus următoarea chestie. Domnule,
Nu aveți cumva impresia că Germania a realizat azi prin mijloace economice ceea ce n-a realizat Hitler prin mijloace militare? Și asta îmi spune că da, asta este și impresia noastră. Și îmi spune el, dar dumneavoastră nu aveți impresia că pentru a nu se întâmpla un astfel de lucru este necesară prezența Americii în Europa? Da, așa este. Toate aceste răspunsuri le vom afla după o scurtă pauză publicitară. Publicitate. N-ați plecat? Nu uitați, sunteți la cel mai audiat post de televiziune. Așa credem noi, așa vrem să fie, sau printre cele mai, cu audiența cele mai mari. Deci, domnul profesor, rămăsesem la necesitatea ca Statele Unite să rămână în Europa și ca să fie un arbitru, cel puțin un arbitru la ceea ce se întâmplă aici. Din ce derivă acest fapt? Nu știu neapărat dacă Statele Unite trebuie să fie un arbitru în Europa sau dacă ei trebuie să păstreze încă echilibru pe care țările europene n-au reușit să o păstreze niciodată sau să ajute la păstrarea acestui echilibru. Așa cum a făcut-o și cu planul Marshall, așa cum a făcut-o și în ceea ce privește consolidarea continentului european. Nu știu neapărat, deci, dacă America trebuie să controleze Europa, așa cum sugera persoana care mi-a spus mie de prezența Americii în Europa. Dar știu că avem nevoie de o dimensiune euroatlantică. Vreau să mai spun ceva. Europa și America nu reprezintă aceeași civilizație. Să fie foarte clar. Chiar dacă America vine din Uniunea Europeană, din Europa, chiar dacă majoritatea americanilor sunt emigranți europeni, oameni curajoși, care au fugit de constrângele europene și de, iertați-mi, tâmpenile europene la acele vremuri, s-au dus într-un spațiu în care să construiască o libertate. O altă lume, practic. O altă lume. Și așa au făcut, au dus acolo. Chiar dacă ei n-au dus acolo civilizația europeană. Ei au construit acolo un alt tip de civilizație, care e civilizația americană. Civilizația nord-americană este deosebită de civilizația europeană, chiar dacă au un set de valori comune. Există un set de valori comune pe întreaga planetă. Există un set de valori comune europene. Există un set de valori comune euroasiatice. Acestea trebuie identificate și pe baza lor se poate realiza unitatea lumii, acestei lumi. Deci America reprezintă o civilizație oarecum diferită de cea a Uniunii Europene. Mă refer îndeosebi la Statele Unite și la Canada. Vorbesc de America de Nord. În care sunt anumite libertăți, este o anumită atitudine față de economie, există o atitudine față de muncă, numai acolo există, și poate puțin în Germania, numai acolo există o atitudine, munca reprezintă elementul cel mai important, acolo în Statele Unite, nu proprietatea este esența, ci munca. Proprietatea este spațiul care care asigură condiții pentru desfășurarea muncii. Proprietatea este spațiul muncii. Dacă ați văzut în America, cel mai bun muncitor sau prim muncitor e patronul. La noi patronul se plimbă. El trage sforile. Nu muncește. Nu toți, sigur că da, nu generalizăm. Dar în principiu așa este. Civilizația europeană s-a constituit pe conceptele democrației de tip grecești. Păi în Grecia antică, în cetatea respectivă, negustorii, militarii și țăranii și proprietarii, ăștia erau cetățeni, ei las nu. Deci sclavii și străinii și femeile nu erau cetățeni, nu aveau drept de vot, nu aveau nimic. Păi ce democrație aia?
democrația pentru aia. Aia făceau exerciții fizice și creau, se întâlneau în agore și creau legi. Ceilalți munceau. Munca nu era. Munca o făceau sclavii și cu animalele. La american nu e așa. La american munca o fac patronii. Munca este înnobileată. Am văzut cu ochii mei chestia asta. Nu pot să spună mie că e altfel. Că dacă am văzut-o eu și am văzut-o în cunoștință de cauză. Deci eu vorbesc de o dimensiune euroatlantică de conexiune acestor două civilizații, nu neapărat împotriva celorlalți, ci pentru unitatea și securitatea acestei lumi. Spuneam că sunt peste 10.000 de capete nucleare care explodate distrug această lume. Pot să explodeze în orice secundă. Trebuie controlate toate mediile acestea, toate aceste conflicte care pot să se transforme într-o flacără care poate distruge Pământul. Cum a mai fost probabil distrus odată. Este și așa o ipoteză. După aceea vin foarte multe elemente. Știți că nu trec de centurile banale, nu trec rachetele cosmice, nu trec, trec cum trec, nu știu cum au trecut ăia și au ajuns pe lună la 380.000 de kilometri, când la 384 de kilometri a ajuns Prunariu cu asta. Și el spunea că nu se poate trece de centurile banale. Da, magnetosfera dirigează pe cele două centuri, mai e încă una descoperit-o NASA acum, de la 6.000 de kilometri până la 61.000 de kilometri. Alea sunt încărcate de radiații cosmice. Sunt două sonde Van Allen care monitorizează tot timpul ce se întâmplă acolo. Așa fel când să poată să găsească momentul oportun ca să poată să trece rachetele, să ducă. Sunt lucruri pe care omenirea va trebui să le rezolve. Deci iată probleme importante. Pentru că atunci când Pământul se va încălzi excesiv, să se poată duce lumea în altă parte. Probabil cum a venit în altă parte, probabil pe Marte. Astea sunt probleme pe care lumea trebuie să se concentreze, să le rezolve pe Pământul acesta. Să creeze, să participe și omenirea cum poate, pentru că omul este singura ființă cognitivă cunoscută până acum și el nu să se bată în șpânci ca odinioară. Și e necesară de această dimensiune euroatlantică tocmai ca un, nu ca un pol de putere care se opune altui pol de putere, ci ca un pol de putere uriașe de un miliard de oameni, peste un miliard de oameni, care se opun, nu se opun, care se echilibrează cu alt pol de putere, în așa fel încât Pământul acesta să poată să trăiască pe polii ăștia de putere. Că mai există civilizația sinică, există civilizația asta rusească din spațiul acesta slabă, există civilizația... Domnul profesor, uitați, îl avem pe un domn Cosmescu Aurel de la Giurgiu și spune așa, vă rog foarte mult să-l rugați pe invitat, pe domnul profesor, numai ca opinie personală, să ne spună dacă totuși ar fi posibilă, spune dânsul, crearea acestui, așa zis, între ghilimele, spune dânsul, deziderat, Statele Unite ale Europei. Da, bineînțeles. Statele Unite ale Europei, așa, în 1815 s-a vorbit de chestia aceasta. Depinde cum le înțelegi. Statele Unite ale Americii s-au construit pe alte, toate s-au plecat de la același nivel. Erau toate asemănătoare, erau la fel. Și pentru că se pregeau în alte, se împușcau acolo după războiul ăsta, după războiul dintre ei. Da, nivelul de cultură și civilizație era, să zicem, relativ omogen. De omogen, sigur că da. Și atunci ei, într-un spațiu în care mișcarea asta browniană se accelerase foarte tare, stai un pic, asta trebuie organizată. Deci haosul care s-a finalizat, cumva s-a încheiat cu războiul de cesiune dintre Est și Vest, dintre Nord și din... După ce s-a încheiat războiul acesta, americanii au început să se așeze, să se organizeze. Europa nu e așa. Statele din Europeană au tradiții, au valori proprii, au niște elemente la care nu renunță. Și chiar dacă renunță generațiile astea, nu renunță generațiile viitoare. Vă spuneam că, inclusiv Statele Unite, Daniel Ketterson îmi spunea mie că sunt la a treia generație în Statele Unite, și eu n-ar reuși să-mi văd încă Scoția mea natală. Păi ce legătură aveți cu Scoția lui natală după a treia generație? Avea. Că valorile se întorc în fenotip 2-3. Se întorc la izvoare din nou. Așa e omul făcut. El are rădăcini. Nu poate să plece din rădăcinile acelea. Iată, apropo de acest subiect pe care l-am discutat până acum, o doamnă sau domnișoară, deci Panaita Aurelia din Cisnădie,
spune că este juristă, dar este și profesoară, și spune așa, că visul dânsei este să vadă o Europa de la Atlantic la Pacific și acest continent să fie principalul promotor al culturii și civilizației în lume. Așa spune da, doamna. Da, da, și eu visez. Este posibil un asemenea... Da, știi cum să nu. Cum să nu. Și eu visez, dar acest lucru nu se face peste noapte. Și nu se face pe mijloacele de acum. Adică nu se face creând probleme, alte... În loc să rezolvi problemele care există la ora actuală, probleme de frontieră, probleme de dezvoltare economică care sunt cum sunt, ai drumul la transnaționale care fac varză toate economiile naționale, crezi conflicte uriașe, sistemul financiar creează niște mișcări haotice care pot să genereze crize. Te întreb cum să fie în țara asta criză economică și să import 70% în alimente. Cum e posibil așa ceva? Adică este un lucru care pur și simplu te revoltă, pentru că n-are niciun temei. Uniunea Europeană trebuie să rezolve aceste probleme. Adică ea trebuie să o facă ce a făcut America atunci când a rezolvat conflictele sale interne și a reușit să creeze civilizația asta americană. Așa trebuie să facă și Europa, să creeze o civilizație, dacă vreți, o civilizație de timp nou. Și această civilizație de timp nou este o civilizație în care statele trebuie să fie acelea care să ajungă la un nivel maxim de dezvoltare în așa fel încât să fie posibil dialogul dintre ele. Să nu mai este frustrări și competiții pentru banul european. Banul european să fie o modalitate de optimizare a relațiilor intra-europene și nu de diviziune, de nouă diviziune. Și după aceea mai sunt și alte lucruri. E un avantaj în momentul de față că noi nu suntem în zona euro? Sau un dezavantaj? Cum îl vedeți? Ca opinie personală, nu că... Nu știu ce să zic. Adică reflectarea crizei, de exemplu, dacă, s-ar face mai pregnant dacă am fi în euro sau să face mai puțin pregnant că suntem pe lei noștri? Dacă noi, mă rog, să zicem că leu ne ajută cumva să echilibrăm niște, să gestionăm puținul pe care îl avem de aici fără să depindem de ceilalți, cum au făcut grecii, de exemplu. Dar grecii au primit foarte multe fonduri de la Uniunea Europeană. În fine... Nu știu, deci practic problemele care se cer rezolvate sunt pentru că România acum așa cum este ea, obiectivul ei strategic sau interesul ei vital este supraviețuirea, nu altceva. Altceva ce? Când ai 4.000 de oameni plecați afară, când toate familiile sunt aproape distruse, când natalitatea este la pământ, când respectul față de mame, față de copii este egal cu zero, când uite, guvernul ăsta nu e capabil aproape de nimic, iar cele anterioare nu au făcut nici mare lucru, decât nu au făcut altceva decât au gestionat căderea. Nu se poate ca într-o țară care ar trebui, care are toate condițiile, vorbesc de condiții naturale, pentru a fi prosperă, să trăiască experiența dramatică pe care o trăim noi acum. Asta e o chestie de guvernare, o chestie de... Domnul profesor, haideți să rupem pisica, pentru că am vreo 4 telespectatori aici, pisica neagră, am zis eu, și nu mai citesc pe toți pentru ca să fie economie de timp. Am avut acest episod total neplăcut cu care s-a întâmplat cu Bulgaria, cu așa zisa flotă care trebuia creată, până la urmă că nu era o flotă, ci era un fel de mini-flotă de instrucție, până la urmă că era o chestie care nu punea pericol pe nimeni, ci era numai ceva care trebuia să dea un semnal că se încearcă construirea unei asemenea flote aici. Problema este așa, dumneavoastră sunteți mult mai în vârstă decât mine și nici nu mă compar cu cât ați citit dumneavoastră și știți. Dar aș vrea totuși să-mi permit să vă reamintesc că prin anii 70, fostul prim secretar al Partidului Comunist Bulgar, Todor Zhivkov, mă amintesc că s-a dus la primul secretar al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, care era Leonid Brejnev, și a cerut ca Bulgaria, Republica Populară Bulgaria, cum era pe vremea aia, să fie cea de-a 16-a Republica Uniunilor a URSS-ului. Vă amintiți povestea asta? Da, sigur. Acum, iată, Bulgaria este în Uniunea Europeană, este în NATO, dar să-mi fie iertată expresia, parcă este cu un picior la Moscova și cu unul la Sofia, adică nu are nici măcar două degete spre Europa. Eu am înțeles că ei se consideră frații mai mici slavi ai Federației Ruse, ai rușilor, al acestor popoare. Dar totuși, dacă joci cu Uniunea Europeană și cu NATO, de ce totuși nu accepți totuși jocul până la capăt? Adică mi se pare neregulă treaba asta. Nu, adică mi se pare ceva prea aiurea. Nu se consideră urmașii slavilor, ci se consideră urmașii tracilor bulgarii.
E așa cred. Limba o mai au de acolo. Din Volgaria aia care au venit în 1681, au trecut prin Dobrogea, s-au trecut la studiul Dunării, n-am rămas decât numele. Ei s-au schimbat. Sunt slabi, amestecați cu turci, cu ce mai e pe acolo. Că și la ei au trecut popoarele migratoare, cum au trecut și peste noi. Numai că noi eram sedentari. Dar, domnul profesor, suntem în 2016. Sigur. Ce se întâmplă? Era noastră. Nu numai bulgarii. Sunt o mulțime de întreagă de țări europene cărora nu le plac mișcările extreme. Adică noi suntem Uniunea Europeană. Uniunea Europeană este împotriva Rusiei. Păi ce e aia? Adică o țară nu este împotriva altei țări în niciun fel, atâta vreme cât e pace. Când e război, atunci e război. N-ai ce altceva. Se aplică legile război. Așa, această atitudine care s-a manifestat și prin parteneriatul estic. Au creat cele 6 țări care trebuia să se apropie de Uniunea Europeană, sfidând Rusia. Sigur, nici Rusia n-avea dreptul asupra acestor țări. Nimeni nu are dreptul de proprietate asupra unei țări. Dar în epoca aceasta trăim, mare de putere, încă se consideră un fel de boxer de ăsta de categoria grea, care ceilalți sunt mai mici de ei pe acolo și trebuie să facă ce zic ei. Și fiecare are bucățica lui și bă, aici nu treci. Dacă treci de aici, ai de face cu mine. Hotărăște-te. Mi se pare că pericolul Marea Neagră este în creștere? Pericolul nu neapărat de conflict, dar de încordare din ce în ce mai mare, care da, este această stare de degradare. Practic. Marea Neagră este la capătul unei falii strategice. Falea strategică, Marea Neagră, Marea Baltică. De-a lungul acestei falii care pleacă din Marea Baltică, trece pe la est de țările baltice, trece acum pe la vest de Belarus, intră prin Ucraina, se face așa, prin Ucraina trece pe cele două provincii care sunt deja proruse acolo cum sunt și ajunge până la Marea Neagră. Așa? De o parte și de alta sunt forțe. Rușii au spus, acum au dus 1000 și ceva de oameni la de mijloace de luptă la frontiera asta, inclusiv mijloacele astea foarte moderne. Au făcut demonstrația de forță prin Siria, intervenind acolo și prelungindu-și manevra asta strategică pe direcție exterioare pentru ca să-și creeze un punct foarte puternic în Marea Mediterană, în estul Mării Mediterane, că sunt jocuri geopolitice. Geopolitice de încordare la care Uniunea Europeană nu răspunde foarte prompt. E un joc strategic între Rusia și Statele Unite. Uniunea Europeană nu are niciun interes ca să-și încordeze relațiile cu Rusia, pentru că acolo sunt resursele, o parte dintre resurse. Și dimpotrivă, se pare că o mare parte, câțiva dintre vizionari, dintre analiștii, văd mai degrabă o Eurasie. Adică o Euroasie, de la Atlantic și până la Vladivostok, în care să există un parteneriat al Uniunii Europene cu China, cu India. Există un parteneriat american cu China, cu India, parteneriat strategic. Asta nu vi se par că sunt totuși niște lucruri, hai să nu le spunem visuri, dar pe moment iluzorii, pentru că se pare că lumea este în continuu încordare. Iată ce ne scrie. Stați puțin, uitați. Iertați-mă. E o doamnă sau domnișoară, Radu Zița, spune că este artist plastic, pictoriță, nu stă în România și a vizitat foarte multe țări. Și îmi spune, vreau să vă transmit următoarele. Am fost la Belgrad, mi-a plăcut exterior de mult, m-am întâlnit și cu unii români care trăiesc în unele părți ale Serbiei. Însă vă rog să mă credeți că am avut impresia că sunt la Moscova. Și încă ceva, mi se părea că sunt foarte împotriva noastră. Și atunci ei cum vor să mai intre în Uniunea Europeană și în NATO? Telespectator. Da, sigur, băi, ce s-a întâmplat în Iugoslavia? Ce nu știm? Drama de acolo? Eu am fost în toate războaiele acolo. Știu, păi tocmai de aceea vă întreb, că dumneavoastră ați fost martor ocular la ce s-a întâmplat. Au trecut prin niște procese de-astea de destrămare, însângerat, a scris Crâmpiță o carte foarte frumoasă, foarte realistă pe chestiunea aceasta. Bun, dar atunci ai luăm și pe sârb cu ruși în spate iarăși, păi nu ieși în NATO. Ce se întâmplă? Rusia, înțelegând din nou deschiderea acestei ostilități, unii spun că ea a generat-o, alții spun nu, că ea a reacționat la ceea ce a produs Occidentul, adevărul este la mijloc, știți? La mijloc este, pentru că există argumente pro și contra, există foarte mulți analiști occidentali care atrag atenția asupra problemei ucrainiene și asupra ceea ce se întâmplă în relațiile cu Rusia. Asta nu înseamnă că Rusia poate să-și facă ea ce vrea și lumea trebuie să tremure în fața ei. Nici vorba de așa ceva. Dar nu așa se rezolve problemele acum în era nucleară.
încordându-l în mușchi și creând falii strategice care nu pot fi acoperite decât pentru că această falie strategică a existat dintotdeauna, și în vremea imperiilor, și în vremea când era confruntarea est-vest. Ei bine, Rusia și-a creat niște capete de pod înaintate. Unul este eclava Kaliningrad, al doilea este Serbia, unde și-a, Transnistria, și-a dat armament, al treilea este Transnistria, de aceea v-am spus data trecută că e posibil o manevră strategică din Marea Neagră, pe la gurile Dunării, juncțiunea cu Transnistria și-a încercuit Ucraina și-a tăiat complet ieșirea la mare, pot să o facă, nu o poate opri nimeni, decât cu prețul unui război. Eu sper să nu fac așa ceva. Există de asemenea o relație bună cu Grecia a Rusiei, cu Bulgaria, o relație bună a Rusiei. Sau în orice caz, sunt o mulțime întreagă de țări care nu văd cu oi buni încordarea relațiilor cu Rusia. Deci se începe un fel de joc strategic foarte periculos, de tipul celui care se afla înainte de al doilea război mondial. Germania impune niște politici de austeritate în Europa, o parte dintre populațiile Europei sărăcesc, între care ne aflăm și noi, această situație devine intolerabilă pentru foarte multe dintre națiunile de pe continentul european. Al doilea, europenii nu au niciun ideal comun în afară de Uniunea Europeană pe care ei nu o văd foarte bine. Ca dovadă reacțiile Angliei. Dacă s-ar face niște referendum în câteva țări din Europa, probabil că cifrele ar fi la fel. Aduceți-vă aminte că s-au făcut referendumul cu Constituția Europeană și nu au fost de acord. Pentru că Constituția Europeană afecta suveranitatea statelor și statele nu vor asta. Populația din Uniunea Europeană nu dorește acest lucru. Cel puțin din ce s-a făcut până acum. Eu nu știu foarte exact dacă dorește sau nu, că n-a făcut niște sondaje. Dar așa rezultă și, logic vorbind, nu poți să treci peste această etapă, nu poți să calci în picioare statele. Dar noi au făcut 8 euroregiuni peste județe. Păi avem administrația județelor și administrația euroregiunilor. Păi ce e aia? Două administrații în aceea țară? Nu, e foarte complicat. Sunt foarte complicate lucrurile acestea. Se creează, se înstufează relațiile în loc să se simplifice. Și atunci, ai aici Serbia, care are o relație cu Rusia, o importă tehnică din Rusia, și-a dezvoltat și așa mai departe. Ai, știu eu, o penetrare, un cap de pod musulman în Bosnia, așa, în Bosnia, Bosnia și Herțegovina. Ai după aceea o migrație masivă a populațiilor musulmane în Europa, sigur, datorită, în principal, războiului din Siria și celorlalte, dar numai 10% din populația din migrații sunt din Siria. Restul sunt în Africa. Cu 35 de ani în urmă, pe vremea când eram eu la Academie, ați venit, era într-o vinere și ne-a ținut o informare politică, cum se făcea pe vremea aceea, cu probleme care nu erau în presă și mai 2-3 dintre noi care eram atunci mai curajoși, așa v-am pus niște întrebări. Ce citisem noi, vă amintiți că era atunci pe val, al treilea val al Toffler, Șocul Viitorului, Francis Fukuyama cu Sfârșitul Istoriei, Huntington cu Năsita Falie. Și v-am întrebat atunci, titlul acesta, Șocul Viitorului, să fie cumva predestinat că neapărat viitorul, nu să-l vedem în negru, dar va fi un viitor frământat. Și mi-aduc aminte că a stat așa prăzit de vreo 10 secunde și mi-a zis, nu periculos, dar foarte frământat. Anticipați încă de atunci acest lucru, pentru că mie mi-a rămas chestia asta, că sunt 35 de ani, nici nu se gândea lumea că dispare comunismul. Da, și va, un viitor foarte și frământat. Din păcate, lucrul acesta se va continua, pentru că lumea se află, sau s-a spart relația asta bipolară, între est și vest. După ce această relație bipolară s-a spart, în urma ei urmând să construiască o relație multipolară, dar sincer, pe mine nu mă interesează nici bipolarismul, nici polipolarismul, nici un fel de polarism. Pe mine mă interesează ca sistemul internațional actual, în măsura în care putem vorbi de un sistem internațional, că știți care e definiția sistemului. Sigur, domnul profesor, mai avem vreo 3 minute, dar o singură întrebare, vreau să tot ca opinie personală.
împreună, amândoi sau fiecare separat, știu că dumneavoastră stați ore întregi pe internet, sunteți la curent cu absolut totul. Dar a început să apară o literatură cam ciudată. De exemplu, circulă pe internet o lucrare care se numește Rătăcirile naziste ale Bruxellesului și Uniunii Europene. Bine, sunt mai multe, poate titlul nu e chiar atât de exact, dar ceva de genul ăsta, dacă mi-amintesc eu bine. Ceea ce vreau să vă întreb, ca opinie personală, cum totuși, în câteva fraze, vi se pare că, să zicem, neonazismul sau curentele astea super extremiste încep să învie din nou foarte... Sigur, învie, așa este, învie ca o reacție la un tip de totalitarism. Dom'le, atunci când un stat emite și pune în operă politici totalitariste, așa cum face Uniunea Europeană, reacțiile sunt de acest gen. Apar extremismele. Apar neo, cum vreți să-l zice, neonaziști, neofascisti, neoliberal, neo nu știu de care, toate acestea, o politică extremă duce la alte reacții extreme. Cam așa se întâmplă în Europa la ora actuală. Iar ceea ce a făcut Marea Britanie este o reacție tocmai la aceste lucruri. Populația din Marea Britanie și Marea Britanie ca... Putem gândi că anumite astfel ieșiri sau, să zicem, curente ar fi orchestrate de Federația Rusă sau de alții, ca să nu zicem. Nu cred. Nu cred acest lucru. Eu cred că cauzele sunt interioare. Se află în interiorul Uniunii Europene, pentru că Bruxelles nu se îndreaptă pe o direcție bună, ci pe o direcție greșită. Prin birocratismul de la Bruxelles, prin o grămadă de documente și de așa, care abat prin faptul că nu reușește să se creeze un ideal pentru populațiile europene, pentru țări. Adică toți vrem să ajungem cât mai rapid la un nivel de dezvoltare, la un nivel de securitate serioasă, să stopăm migrația asta nejustificată, că o migrație trebuie să existe. Așa, să stopăm odată golirea țărilor vechi din Europa. Și acest furt al creierului. Așa. Drainul ăsta. Da, de migrația creierilor, de centrare a creierilor în marile centre, la noi au golit aproape tot. Nu este bine ce se întâmplă. Deci, practic, eu cred că Uniunea Europeană, mă rog, cred și eu, trebuie să înțeleagă că atitudinea Marii Britanii poate să fie și altor țări și ea trebuie să-și reconsidere radical atitudinea și poziția față de state, în primul rând. Restul sunt povești. Domnule profesor, vă mulțumesc foarte mult. Și eu mulțumesc. Sper să mai veniți la noi cât de curând în această emisiune. Suntem la emisiunea Teoria Conspirației și numai de aceea eu nu ezit să pun nicio întrebare care vine de la telespectatori, pentru că trebuie să lămurim niște lucruri sau măcar să ieșim cu niște opinii personale de grup care să arate că se gândește cineva și la aceste iată, întrebări și mari, cum să vă spun, nu neapărat că te gândești la ele ca semne de întrebare. Este vorba de viitorul nostru, al copiilor noștri, dacă vreți până la urmă, al umanității, nu numai al Europei. Că practic într-un astfel de creuzet enorm cum este Europa, poate fierbe viitorul lumii. Unul mai bun sau unul mai rău. Mulțumesc foarte și mult. Și eu mulțumesc. Când în 25 de ani... Stimați telespectatori, hai să încheie prima parte a emisiunii. După scurtă pauză publicitară, vă așteptăm din nou cu un subiect fierbinte. Publicitate. Suntem aici, la televiziunea 6 TV, televiziunea sufletului dumneavoastră, nu uitați, televiziunea care vă iubește și nu mai uitați că în fiecare miercuri, de la ora 20 la ora 22, emisiunea Teoria Conspirației. Iar vinerea,
de la ora 20:30, emisiunea Puterile Secrete, emisiune realizată și moderată de doamna Olga Croitoru. V-am spus acest lucru deoarece poi mâine, vineri, vom avea o emisiune absolut senzațională despre porțile stelare deschise, universurile paralele, deschiderea vortexurilor interdimensionale și o eventuală comunicare cu lumile interdimensionale. Veți vedea invitați de marcă, răspundem în direct întrebărilor dumneavoastră. În continuare, iată, de la un telespectator fidel al emisiunii noastre, un istoric, domnul Marius Fincă, pe propriile speze s-a chinuit săracul și a scris o carte extraordinară, Restituiri culturale culese, despre români, rețineți, dar în mileniul de întuneric, în perioada secolilor 13-14. Cartea este apărută la Pucioasa, vă dați seama, foarte greu. Cine sunt strămoșii noștri? Iată, vă prezint, pentru că în această perioadă destul de grea, mai sunt oameni care se gândesc la trecutul nostru glorios, la acel loc fantastic al istoriei noastre, de unde venim. Ia uitați-vă ce dac frumos aici pe copertă. Domnul Marius Fincă, felicitări! O să citim cartea, o carte deosebită din cât am răsfăit-o. În partea a doua a emisiunii l-avem invitat pe prietenul meu, fizicianul și profesorul Alexandru Mușat. L-am adus aici pentru că vreau să vă spun, stimați telespectatori, foarte mulți dintre dumneavoastră, probabil dintre cei care sunteți în fața ecranelor, mi-a spus foarte multe întrebări despre această tehnologie, cum i-am zis noi, a spiridușilor și despre toată această enigmă care sunt în jurul acestei tehnologii. Sunt oameni care au probleme, avem, iată, în momentul de față, mai ales în domeniul sanitar, foarte, foarte multe neajunsuri și se pare că totuși mulți dintre noi și dintre cei care ne privesc nu au destui bani întotdeauna să se trateze în spitale, să meargă la un control medical care să fie cât mai precis și încercăm prin metode, să le spunem, complementare, alternative, prin ceea ce numim, eu nu sunt medic, dar sunt un adept al acestei metode, adică ceea ce numim medicină holistică, să ajutăm oamenii. Personal voi promova aceste metode pentru că situația, după cum vedeți, este foarte dificilă, avem foarte mulți oameni bolnavi. O mândrie pentru noi ca români, vreau să vă spun, și de asta, Alex, în special te-am adus astăzi, pentru că vreau să înțeleagă oamenii că noi am creat, creiem și o să creăm lucruri foarte importante, numai pentru țară, pentru Europa, pentru întreaga civilizație. Dacă pornim de la stiloul lui Vasile Poenaru, de acum un secol și jumătate, care toată lumea are acum stilou, acum e pix, asta este altceva. Dar aș vrea totuși să prezint și să arătăm în această istorie a medicinei energetice pioneratul românilor, care în condiții foarte grele, în perioada anilor 40, 50, 60, au construit astfel de dispozitive care nu au fost cu nimic mai prejos, iar uneori chiar înaintea altor dispozitive similare din Europa. Eu o să mai revin cu niște întrebări, dar pentru început, hai să vedem acest istoric care este foarte interesant pentru români. Da, pe la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, Vasile Robescu era soldat în armata română și soldat transmisionist, felcer, ajuta răniții de pe front. Problema pe care a sesizat-o el atunci când alerga de colo-colo pe linia frontului cu ranița cu o stație radio era că atunci când pornea această stație radio în spinarea lui, avea o permanentă stare de relativă liniște care îl făcea să uite de tot ce se întâmpla în jurul lui, să îi dispară stresul bombardamentelor și stresul războiului. E, lucrul ăsta l-a marcat pe Vasile Robescu și după război, împreună cu niște prieteni apropiați de medicină, a încercat să explice starea care îi se crea. Încet, încet a înțeles că ea era datorată pornirea unui generator electromagnetic al stației radio și încet, încet, poate și din lectura anumitor, hai să spun, informații din lumea științifică
de la vremea aceea, a înțeles că, de fapt, stația radio funcționa ca un aparat de fizioterapie. Ceea ce a identificat el a fost că radiația electromagnetică care era generată de stația radio avea frecvențe extrem de joase, sub 50 de herți, era modulată în frecvențe și mai joase, în jur de câțiva herți, până în 15 herți. E, această caracteristică a stației radio i-a rămas întiperită în idei și încet, încet s-a gândit să genereze sau să construiască niște aparate acum specializate pe probleme de fizioterapie, care au fost denumite magnetodiaflux la vremea respectivă și ele au fost niște dispozitive sau niște aparate de fizioterapie care au fost extrem de larg răspândite în întreaga țară. Ele au fost amplasate în primul rând în zone în care cetățenii României, care pe vremea aceea erau numiți oameni ai muncii, ajungeau în concedii, adică în stațiunile balneoclimaterice, și acolo reușeau să facă minune aceste aparate de fizioterapie, la modul că o perioadă de tratament de 12-18 zile făcute în aceste stațiuni balneoclimaterice reușeau să aducă, hai să spun, membrii societății la o putere și o capacitate de muncă care era suficientă. Auzi, Alex, suntem la teoria conspirației. Haide să facem o chestie, că am și un telespectator aici care așteaptă o întrebare, dar până a răspunde la ea, aș vrea să întreb ceva de data trecută care am rămas cu un răspuns în aer. Deci, iată, această aparatură se utiliza în mod curent în anumite stațiuni, să zicem, balneoclimatice, în anumite laboratoare, în anumite spitale, încă din anii 60, corect? Da, și bun, nu aveam atâtea farmacii. Deci Ministerul Sănătății, și de atunci, cum îi spunea, le folosea, deci când era tot puternic. Da, când nu mai folosite... este tot puternic și apărut și zona particulară, să-i spunem, sau zona privată a asigurării serviciilor de sănătate, nu mai recunoaște acest tip de tratament. Sau nu, tratează... chiar are impresia că, cum să spun, e un concurent alături de să zicem sistem, că îl tratează neloial. Exact, exact. Deci se poate vorbi de... Asta e, că pe mine m-a șocat treaba asta. Eu, pe vremuri, când eram copil, la începutul anilor 60, 62, 63, bunicul știu că se ducea, îi făcea niște chestii de-astea cu da, biocurenți da. Și iar se ducea la Crasace, adică nu era nicio problemă. Și ceea ce e de reținut era că nu existau atâtea farmacii și lumea era mult mai sănătoasă. Da, da. Asta e. Sunt niște lucruri care par paradoxale, dar sunt în firea lor, fiindcă această medicină dar ca istoric, e bine oamenii să știe totuși. Pe urmă trecem la niște cazuri concrete. Când crezi tu că s-a pus această ruptură între, hai să-i spunem, birocrația ministerială și omul care făcea tratament? Pentru că eu sunt convins că medicul este interesat în a avea o aparatură cât mai diversă, cât mai complexă și cât mai bună, prin care să-l facă bine pe pacient, că asta este venirea dânsului. Eu cred că din anii 1993-94 a început să se strice rău de tot atmosfera în mediul medical. De ce? Fiindcă au apărut interesele acestea chimico-farmaceutice și pe fondul ăsta au dispărut încet, încet și stațiunile noastre balneoclimaterice, adică au fost trase pe linie moartă și interesul pentru dezvoltarea acestui tip de medicină, fizioterapia în primul rând, a dispărut. Ea nu mai este nici în facultatea de medicină la fel de, cum să-i spun eu, prezentă în cursuri, în seminarii. Este oarecum dată deoparte. Ceea ce primează în momentul ăsta sunt și nici alea nu sunt înțelese foarte bine, medicina aceasta genetică sau, mă rog, medicina făcută pe aspecte de-astea care încearcă să ajungă la înțelegerea codului genetic, dar aici lucrurile sunt extrem de, cum să le spun eu, neclare în momentul acesta. Totul se întâmplă pe o cunoaștere relativ modestă a acestor fenomene și de aici o exacerbare a aplicațiilor în plan chimic la nivelul atât a spitalului cât a întregului sistem de sănătate.
ceea ce se întâmplă la ora actuală prin aglomerarea asta în spitale, dezinfectant și așa mai departe, să discutăm fiecare zi de subiectele astea, este datorat și acestei, hai să spun eu, scăderi în calitate a întregului nostru sistem sanitar. Din păcate, nu mai este atât de mult pus pe primul plan cetățeanul, ci până la urmă niște interese meschine de grup primează în fața sănătății națiunii și lucrurile fără stat. Hai să te întreb ceva, că suntem aici la teoria conspirației. Știi foarte bine, au fost împreună la câteva reuniuni științifice internaționale, am prezentat aparatură făcută în țară, fără să o nominalizăm, fără să vorbim despre această emisiune, dar aș vrea să spun un lucru, pentru că noi nu suntem personal medical, noi suntem specialiști care creăm aparatură, studiem, vedem reacții care rezultă din aceste interacțiuni energetice datorită teoriei câmpurilor. Tu ca fizician, eu ca specialist în tehnica frecvențelor foarte înalte. Dar aș vrea să te întreb totuși o chestie, că e foarte important. Uite, avem și o doamnă aici, să spun și cum o cheamă, doamna Șerban Filoftea, Vâlcea, undeva din Ștefănești sau Stănești, nu știu, ceva de genul ăsta, spune că dânsa este asistentă medicală. Și spune cam așa, domnul Mușat, nu vreau să vă supărăm, dar le dau exact testul, dar spune așa, domnul Mușat, nu vreau să vă supărăm, însă mi-amintesc că pe la începutul secolului 20 s-a mai încercat folosirea curenților pentru diverse afecțiuni în domeniul medical. Ulterior s-a renunțat. De ce atunci s-a renunțat și de ce iarăși în momentul de față folosirea curenților, spune dânsa, deci aici e o chestie care trebuie să lămurim, a fost reluată și se spune cu mult succes. Da. Eu cred că se gândea la acel descărcare. Sunt lucruri diferite, dar ele, hai să spun, că au legătură cumva. Nu, să explicăm totuși. Da. La începutul sau la sfârșitul secolului al XIX, începutul secolului 20, s-au observat efectele deosebite ale câmpului electromagnetic asupra stării de sănătate. Dar s-au făcut unele excese, fiindcă nu se știau foarte multe lucruri la momentul respectiv. Unele excese au fost legate de intensitățile prea mari la nivelul curenților și câmpurilor magnetice aplicate și s-a ajuns în felul acesta la ceea ce e cunoscut îndeoște ca ștergerea, sau cum să spun, de a aduce individul la nivel de legumă. Deci efectele erau atât de puternice încât aceste metode au ajuns să anihileze activitatea neuronală a unui individ. Și pe fondul faptului că aceste lucruri nu puteau fi controlate de persoana în sine, ci de un doctor, s-a ajuns de multe ori la abuzuri. Asta e o chestie clară. Pe fondul ăsta, prin anii 1930, în Statele Unite a început o campanie de felul ăsta de, hai să spun, schimbarea macazului medical din formele acestea electromagnetice în formele chimice. S-a considerat că formele chimice sunt niște forme care pot fi mai ușor controlate și încet, încet formele electromagnetice au fost date deoparte. Ele au fost păstrate în anumite zone ale civilizației umane, de exemplu în zona orientală, în Japonia, ele au fost dezvoltate, dar și în Europa răsăriteană, în perioada regimului comunist și în România, au fost făcute, și nu neapărat în legătură cu regimul comunist, au fost făcute cercetări deosebite în plan medical relativ la fizioterapia, care acum era făcută pe aparate de fizioterapie profesionale, adică nu mai era o chestie dezvoltată de un, hai să spun, un pasionat cumva pe anumite probleme dintre acestea. De prototip. Da, de prototip, și au fost dezvoltate la nivelul unei societăți, cum era societatea românească. Deci magnetodiafluxul, de serie. Da, magnetodiafluxul a fost un dispozitiv sau un aparat de fizioterapie care a fost studiat cel puțin 5 ani de zile în foarte multe locații medicale. S-a plecat de la un material de observație extrem de bogat până la momentul la care el a fost lansat în tot sistemul medical românesc. Exista la vremea aceea o academie medicală românească în anii 1960 și foarte multe studii științifice au fost publicate relativ la efectele magnetodiafluxului, au fost publicate la vremea aceea
pe reumatism, pe circulație sanguină, pe probleme de dureri, am mai spus lucrul acesta, pe aspecte de dezechilibru hormonal și așa mai departe. Deci au fost foarte multe domenii abordate relativ la efectele acestor aparate atunci când ele au fost, hai să spun, generalizate în sistemul medical. Lucrurile pentru noi au fost de bun augur, fiindcă nu exista nebunia asta de a dezvolta nu știu ce afaceri chimico-farmaceutice în statul comunist. Și pe fondul ăsta, medicii trebuiau să, cum să spun, să-și facă meseria apelând la, nu la mijloace, să le spun eu, extrem de costisitoare, ci mijloace pe care le aveau la îndemână, și se pare că aceste forme erau chiar mai performante decât formele chimico-farmaceutice. După anii 1993, cum am mai specificat mai devreme, s-a schimbat puțin macazul, s-a considerat că putem să avem acces la aceste forme chimico-farmaceutice, s-a schimbat mentalitatea și în rândul corpului medical și încet, încet s-a ajuns la acest, hai să spun, nu blocaj momentan, ci la această dezorientare destul de serioasă la ora actuală. Nu mai suntem în stare să ne construim o strategie națională în domeniul sănătății, ci stăm tot timpul cu gura căscată la ceea ce fac alții. Da, da, e da. Un lucru destul de spăgubos, fiindcă un lucru este clar. Noi, ca națiune, am fost de multe ori în fruntea dezvoltării medicinei. Am, ca exemplu, un nume celebru, George Emil Palade, care George a fost Emil Palade la Paulescu. Paulescu și da. Așa mai departe. Au fost foarte mulți români care, unii dintre ei au primit Premiul Nobel, alții au fost propuși pentru Premiul Nobel. Nu toți Premiul Nobel, să știți că nu întotdeauna este dat pe merit, ci el trebuie să asigure și dezvoltarea unor institute de cercetări. George Emil Palade a avut șansa de a fi integrat și în societatea americană și pe fondul ăsta au fost recunoscute meritele. În schimb, alți români care au rămas pe care au lucrat în societatea noastră nu au fost la fel de norocoși și nu au avut parte de o recunoaștere internațională, dar meritele lor eu sunt vă dau atât un singur mai exemplu, numai puțin, te rog, Alex, mă iert că nu pot să nu dau acest exemplu. Noi l-am avut, spun că l-am avut cu regret în suflet, pentru că a plecat dintre noi la începutul acestui an pe profesor universitar, doctor, docent Mircea Ciuhri, care fusese propus pentru Premiul Nobel, întemeiatorul domeniului entomologiei medicale, un titan al microbiologiei, și care, datorită faptului că nu a găsit acel sprijin în Moldova, în România de Est, cum îi spun eu, pentru că acolo nu erau condiții, a venit aici, nici aici nu a fost primit cum se cuvine, timpul și-a spus cuvântul și la un moment dat, iată, a plecat în cer. Dar vreau să spun că știința medicală a pierdut foarte mult prin dispariția acestui om și mai ales recunoașterea meritelor sale, care eu personal am fost la cel puțin 7-8 reuniuni internaționale unde și-a prezentat produsele, pentru că erau saloane de inventică, saloane de cercetare științifică și se făcea efectiv coadă la locul unde își prezenta aceste expuneri, iar de cele mai multe ori, personal, am văzut de două ori când am asistat la negocieri, venisele izraelienii să îi cumpere metoda de fabricare a unui medicament și eram acolo de față când a renunțat, a zis nu că rămâne această metodă în România. Deci un mare savant, un mare patriot, iată, cu care puteam lua Premiul Nobel. Acum, Alex, vreau să-ți mai spun încă ceva. Avem un telespectator, pentru că dintre noi foarte mulți sunt plecați peste hotare și l-avem pe domnul Ferenc, zice, în paranteză, Ferry Giulman, așa a fost dat aici, din Timișoara, dar care în momentul de față dânsul trăiește la München. Zice că s-a bucurat foarte mult că s-a mutat acolo, dar este cu serviciu undeva, nu ne spune unde, dar este în apropiere de un radio releu, nu ne spune dânsul de care, și de când lucrează acolo de 6 luni de zile, se simte din ce în ce mai rău. Și spune ce ar trebui să facă, pentru că își dă seama că
se pare că e din cauza radioreleului respectiv. Nu spune dacă și celorlalți care lucrează acolo le este rău, însă aici, în calitate de fizician, aș vrea să-mi răspund la întrebare, că îi urmăresc emisiunile încă de pe vremea când emisiunea se numea Conspirația Tăcerii, când făceam emisiunile anterior. Da. Acum problema, e o mare problemă radiației cu electromagnetice generate de aceste relee de transmisie sau de retransmisie a comunicației la nivelul terestru e o problemă destul de gravă. Ea, dacă nu poate fi evitată, cel puțin putem să încercăm forme de atenuare a efectelor ei, întărind cât putem de mult starea energetică a organismului la nivelul aurei și la nivelul biologicului. Asta, aparatele pe care le-am gândit noi pot fi folosite pentru astfel de, să spun, stări sau situații, anume întărirea nivelului energetic la organismul biologic și de asemenea și întărirea aurei. Eu pot să exemplific aici, am adus un dispozitiv dintre acesta care pare destul de simplu și în același timp nu este ceva voluminos. Dar efectele lui sunt deosebite. Prin jocul acesta de culori se generează ceea ce se cheamă cromoterapie. În același timp, în partea electronică avem și un oscilator care generează radiație pe frecvențe extrem de joase. Acest tip de radiație este numit ELF, adică Extremely Low Frequency, frecvențe extrem de joase. Combinata acestor două forme de terapie poate să întărească și partea biologică și partea aurică a organismului și pe fondul ăsta să ne dea o mai mare, hai să spun, capacitate de a suporta radiația electromagnetică a unui releu dintre acesta de transmisie sau de retransmisie a radiației electromagnetice. Cel mai fericit caz ar fi să putem să evităm această radiație, dar în măsura în care nu putem să facem acest lucru, măcar să apelăm la aceste forme. Mai sunt dispozitive pasive care pot să facă următorul lucru. Pot să scadă frecvența generată în preajma corpului respectiv, în preajma persoanei respective, să treacă, de exemplu, dintr-o frecvență de 900 de MHz în frecvențe de 450-250 de MHz și pe fondul ăsta, cum să-i spun, aspectul relativ la efectele negative să scadă. Da, după o scurtă pauză publicitară necesară în economia de piață, vom relua această discuție interesantă și o să vă prezentăm ce mesaj ne-a trimis un compatriot al nostru tocmai de la Viena. Publicitate. Suntem din nou în direct la televiziunea care vă iubește, televiziunea sufletului dumneavoastră, televiziunea care încearcă să vă răspundă la cele mai speciale întrebări pe care le aveți și care sunt ocultate, ascunse undeva acolo în teoria conspirației. Iată un telespectator al nostru care ne urmărește de mai mult timp, ne-a scris, este domnul Cotoi Emanuel Fane, este deloc din Brașov, spune, dintr-o localitate de lângă Brașov, unde sunt foarte mulți cântăreți, spune dânsul, lăutari. Și el cântă la Viena într-o formație de filarmonică, așa spune aici, și datorită marelui număr de instrumente de acolo a început să aibă anumite deficiențe de auz.
Și Alex te întreabă dacă în cazul deficiențelor de auz, tratamentele acestea sau intervenția prin câmpurile energetice poate ajuta, dacă nu la repararea, măcar la stagnarea scăderii auzului. Da, formele astea energetice pot să recupereze funcționalitatea chiar și a organelor acestea auditive. Deci, pe lângă aspectele astea, cum să le spun eu, de proteză auditivă care pot să ajute individul, și tehnicile acestea de tip ELF pot să ajute foarte mult la recuperarea funcționalității propriului organism. Deci, o singură problemă este, aspectele astea energetice trebuie menținute un timp relativ îndelungat, adică nu te poți aștepta ca de la o zi la alta să se întâmple. Hai să zicem, minuni, 2 luni, 3 luni, cam câte? Două, trei luni. 90 de zile, zicem, da, începând de la 90 de zile, este ca să poată să observe o schimbare în bine. Da, ca să stabilizeze starea de funcționalitate a organismului, trebuie să se mențină această stare energetică cel puțin 2-3 luni de zile. Da, uite, îl mai avem pe domnul Costel Homoștean din localitatea Ovidiu, județul Constanța. Dânsul te întreabă să le spui de influența acestui dispozitiv și relativa sa legătură cu câmpul Omega. Deci s-a vorbit foarte mult de câmpul ăsta Omega. Aș vrea să dezvolt puțin, pentru că are foarte multă legătură cu medicina energetică, da, și chiar să spunem oamenilor cam, că nu e niciun mare secret, că câmpul Omega, știți? Să spună despre ce e vorba. Da, da, da. Este un câmp de natură electromagnetică, deci nu vă gândiți că să nu știu ce, cum să spun eu, forme dintre acestea care nu pot fi puse în evidență, eterice, absconse și așa mai departe. Deci este un câmp de natură electromagnetică extrem de bine organizat, care poate să influențeze structurarea apei și în același timp și materialul biologic ca atare. El este o însumare a foarte multor holograme și pe fondul acesta poate să ducă la organizarea sau duce la organizarea materiei biologice și la structurarea ei. Adică ce înseamnă asta? Înseamnă forțarea anumitor tipuri de reacții chimice care sunt specifice mediului biologic, deci nu duce către o stare în care entropia este un lucru care să crească permanent, ci duce la o scădere a entropiei la nivelul biologicului și pe fondul acesta el este un câmp ordonator, deci nu este un câmp de tip entropic care să ducă la o uniformizare a stării materiei, ci este un câmp care duce la organizarea superioară a structurilor acestora biologice. Fără el, materia ca atare nu ar putea să ajungă să atingă formele acestea de organizare biologică. Deci el este la baza organizării biologice a materiei care ne înconjoară. Uite, Alex, avem pe o doamnă, eu îmi amintesc numele pentru că am vorbit atunci mai mult, o cheamă doamna Gavrilă Eleonora din Dej. Mi-am amintesc că acum, cred că cu 3 luni în urmă i-am mai răspuns din sei și revine. Și ne spune ceva de felul următor, că a folosit un asemenea dispozitiv, să simte bine și dacă acest dispozitiv poate fi folosit de către alți membri ai familiei sau, de exemplu, și spune să nu râdeți, pe animalele de companie, că are 2 pisoi și care uneori se îmbolnăvesc. Dacă pot fi folosit și pe aceste animale de companie. E interesant de răspuns, uite, da, că urmărește emisiunea. Deci sigur dacă, că e, da, dacă deci e personalizat astea, aparatul, deci un asemenea aparat când le formele acestea energetice sunt specifice oricărei viețuitoare, adică putem să folosim fără absolut nicio restricție și la animalele de companie formele acestea energetice. Aparatele în sine pot fi transferate oricărui membru al familiei. E bine totuși ca ele să rămână într-un cadru familial, fiindcă totuși ele sunt purtătoare, pot să devină purtătoare de, eu știu, paraziții care să treacă dintr-o zonă într-alta. Dar în cadrul familiei, atâta vreme cât lucrurile sunt, cum se spun eu,
cunoscute de toată lumea, lucrurile astea nu pot să apară și atunci există o igienă corespunzătoare și nu apar riscuri de transmitere a unor afecțiuni de la o persoană care folosește aparatul alta, fiindcă dacă ar fi existat această, cum să-i spun eu, posibilitate, ea s-ar fi manifestat înaintea folosirii aparatului. Deci aparatele ca atare pot fi folosite de toți membrii familiei, nu sunt aparate dedicate unei singure persoane. Când e vorba de a le folosi pentru animalele de companie, ele sunt extrem de utile, dar trebuie să dedicăm aparatul respectiv uzului a animalului respectiv, fiindcă totuși biologia umană este diferită de biologia animală. Da, s-ar putea obține rezultate, nu? Adică, da, sigur că deci da. Eu am mai întâlnit, de exemplu, pe cineva care spunea că l-a avea un pechinez de ăsta mic și a avut o problemă cu el și și-a rezolvat-o. Da, da. Tipul ăsta de medicină este folosit și la modul performant. Caii de cursă sunt foarte, cum se spun eu, foarte bine tratați cu astfel de terapii. La ei drogurile nu prea merg. Sunt probleme foarte complicate când e vorba să dopezi un animal. Pe când așa formele acestea energetice pot să facă minuni când e vorba de animalele acestea de cursă. Uite, Alex, avem o întrebare absolut, cum să spun, pentru mine, nu surprinzătoare, dar deosebită, adică să vezi ce probleme își pun oamenii, vezi că suntem confruntați cu tot felul de necazuri. Iată, un grup de pompieri, deci pompieri, da, și în paranteză spune cel care ne scrie numele lor, civili, deci pompieri civili, da, și semnează domnul Slota E, poate să fie Emil, Eusebiu, ce mai e cu ei. Ei spune că sunt undeva la Reghin și că ar lucra pe o platformă industrială, așa îmi spune aici, da, sau lângă Reghin. Da. Și te întreabă următorul lucru. 1. Dacă asemenea dispozitive le pot folosi pentru a-și reface tonusul după intervențiile care le au, îți dai seama ce energie și cât, mai ales energie nervoasă, asta este primul lucru la care trebuie să te gândești ca să răspunzi. Și al doilea e ceva mai subtil și aici o să văd și eu dacă pot să adaug ceva. Dacă acest dispozitiv poate sau nu poate fi folosit pentru cei care au avut arsuri în vederea regenerării pielii. Dacă ajută sau nu ajută. Dar hai să vorbim pe asta cu cei care intervin la foc, pentru că toți avem tot respectul pentru oamenii ăștia care sunt absolut minunați, își riscă viețile pentru a salva alte vieți și bunurile materiale. Da, terapiile acestea pe care noi le promovăm în domeniul ELF, ele sunt extrem de utile când e vorba de recuperare. Deci apelează tot la frecvențele acestea foarte joase care sunt specifice stării de somn și pe fondul ăsta reușesc să aducă normalitatea la nivelul fiziologic, uneori în situații de criză, în situații în care starea normală a individului n-ar mai putea să facă lucrul acesta. Deci este un ajutor deosebit pentru o persoană care este supusă unul astfel de încercări, cum sunt pompierii, un astfel de dispozitiv. El poate să fie purtat permanent sau poate să fie purtat ocazional atunci când, când este nevoie de el. Când este vorba de aspecte în perioadele dintre intervenții, pot folosi? Da, da, da. Și pot să-l folosească și în timpul intervențiilor. După gabaritul lui extrem de mic, el poate fi purtat permanent asupra persoanei respective. Cum e construit? El poate fi utilizat în problemele acestea de regenerare a țesuturilor, dar la fel trebuie, încă o dată revin la idee, trebuie folosit multă vreme. Nu este o formă de terapie, cum să-i spun eu, de scurtă durată, ci este o formă care trebuie menținută multă vreme, însemnând 2-3 luni de zile în general. Oricum, procesele de regenerare sunt foarte interesante când e vorba de frecvențe dintre acestea în domeniul delta cerebral, adică domenii între 1 și 4 Hz. Sunt aproape miracole efectele care se obțin într-o terapie de frecvențe de felul acesta. Și altă întrebare era cum sunt construite aparatele? Nu, altă întrebare a fost ceva de felul următor, care spunea dacă prin construcția lor, prin componentele care le incorporează,
în decursul folosirii există posibilitatea ca să devină dăunătoare sau ceva din funcționarea lor este dăunător pentru corpul. Nu, singurul aspect care poate fi, hai să spun, un lucru care este perisabil în funcționalitate, în funcționarea lor este starea bateriei, altceva nu. Deci ele sunt gândite să nu schimbe parametrii chiar dacă apară modificări de tensiune, de amperaj, dar sub o anumită tensiune, sub 3-4 volți a bateriei, care bateria în general este de 9 volți sau de 12 volți, sub tensiunea asta de 3-4 volți puterea scade atât de mult încât efectele sunt într-adevăr foarte slabe și trebuie schimbată bateria. Da, de aici am zis eu că intervin și vreau să spun și eu câteva lucruri. Vreau să vă spun, dragi telespectatori, că până la această oră, cred că am văzut aproximativ 100-110-120 de variante ale acestor tipuri de aparate, începând cu cele care sunt pe scară absolut industrială, fabricate în Taiwan, Coreea de Sud și China, cele din Statele Unite și cele care vin pe spațiul est-european, în special din Republica Moldova, din România de Est, din Ucraina și din Federația Rusă. Ele se împart în trei mari categorii, aceste dispozitive energetice. Sunt cele pasive, care nu este cazul, nu avem ce să prezentăm aici, care sunt construite pe baza unor magneți și pulberi feromagnetice, vopsele magnetice sau substanțe magnetice. Acestea nu acționează decât prin intermediul câmpurilor torsionice sau a ceea ce numim acțiunea feromagnetică asupra corpului uman. Pentru că și omul are în organism mari cantități de fier, se face o polarizare a sângelui, polarizarea limfei, celulele au și ele un anumit tip de frecvență și de polarizare și există o interacțiune directă prin intermediul acestor aparate. Al doilea tip de aparate sunt aparate de tipul celor care a vorbit Alex, sunt cele care au încorporate chipuri și care au microcircuite, de da, microcircuite și care au sursă de energie, da, proprie electrică și care au surse de energie proprie. Deci acestea fiind aparate active. Și cel al treilea tip sunt aparatele care nu sunt nici feromagnetice, magnetice sau electromagnetice sau, a doua chestie, nu încorporează niciun fel de elemente electronice. Sunt cele care folosesc energia de formă a corpului uman. Toate aceste trei tipuri, al patrulea tip nu există, toate aceste trei tipuri cu care m-am ocupat încă începând din anul 2005 și până în prezent, vreau să vă spun, în ipostaze diferite le-am putut vedea. Unele le-am urmărit 4, 5, 6, 7 ani în utilizare. Eu, de exemplu, am un asemenea dispozitiv din 2005. Sunt deja 11 ani și este activ și l-am arătat producătorului că am fost și l-am testat. Este la fel ca și cum ar fi ieșit ieri din fabrică și mi-a spus, stai liniștit că probabil îl lași la nepoți. E foarte bine că este acest lucru. Dar ce vreau să subliniez relativ la întrebarea care era pusă de doamna Ștefan Sava Norica din Bistrița Năsăud. Deci niciunul din aceste aparate care folosesc principiile energetice ale terapiei de tip energetic, ale terapiei de tip omega, care se referă la aură, la câmpul energetic, la matricea energetică a omului, nu au niciun fel de, să spunem, elemente care să fie nocive pentru organism. Acum, pentru că trebuie să fim corecți până la capăt, trebuie să spunem că anumite tipuri de aparate, de exemplu cele care sunt cu alimentare, care sunt cu baterie, care sunt cu circuite, sunt dăunătoare acelor oameni care au pacemaker, respectiv stimulator cardiac sau alte tipuri de stimulatoare, sunt care au în corp standuri metalice, care au tot felul de dispozitive electronice care îi ajută să trăiască. Deci acestora nu le recomandăm, nici lor nu le face rău, dar există un risc al interacțiunii între aparat și aceste dispozitive. Domeniul se numește compatibilitate electronică și este foarte greu de stabilit. Deci pentru a evita orice risc, cei care știu că au acest tipuri de implanturi și de stimulatoare să nu-l folosească. Și în al doilea rând, îi atenționez pentru că este o
observație personală, care am și prezentat-o la reuniune de comunicări științifice când am fost la Stockholm, și anume cele care sunt de natură electromagnetică, feromagnetică, cu magneți. Deci tot ce ține de capitolul electromagnetism să nu fie folosite de cei care au în corp plăci sau elemente de fier. Adică plăci de fier, șuruburi, datorită faptului că, deși foarte mică, există o interacțiune, un transfer energetic spre aceste elemente de fier care pot perturba fiziologia umană. În rest de aceste lucruri total, cum să spun, secvențiale și foarte puține, nu există niciun fel de recomandare. Este știut că e recomandat chiar și gravidelor sau copiilor foarte mici de câteva zile. Eu am povestit aici într-o emisiune, când aveam emisiunea pe vremuri, emisiunea Conspirația Tăcerii, aveam în familie pe cineva foarte mic care plângea pentru că, cum sunt cei mici, au acele colice și trebuia să-l țină în brațe, să-l legene, să-l plimbe, și îi se punea un asemenea dispozitiv împătuți pe pernă și la 5-6 minute adormea, după care îi lua, pentru că liniștea, intra în acel câmp de liniștire și era foarte, foarte eficient. Deci până acum nu s-au găsit elemente de nocivitate. Pentru că spuneam că vom merge până la capăt, există o singură problemă, ca să-i spunem așa, care nu este de nocivitate și a ține de ceea ce se numește obișnuință. Adică, la un moment dat, tratându-ți un anumit tip de afecțiune, de exemplu, cei care au stări reumatismale, artroze, asemenea tipuri de afecțiuni, pe baza afișilor care le-am văzut cu prilejul unor reuniuni științifice, se spunea că asemenea oameni, dacă îl folosesc 3 luni, 6 luni, 2 ani, rămân cu el, adică se atașează de el pentru că îi face bine și, în al doilea rând, are nevoie de el. Se creează o dependență între el și aparatul. Dependența este dată de faptul că îl folosește și că îi face bine, nu că ar fi ceva nociv. Și lucrul ăsta este foarte bun. Deci, concluzionând, și vreau să vă spun cu toată fermitatea, faptul că în toată această cazuistică internațională nu există lucruri negative. Iar la ultima întrebare, care nu mai știu cine mi-a derus de pe aici, că au foarte multe, nu, da, este dată de ceea ce se numește durata de funcționare a aparatului. Sunt aparate pe care, cum v-am spus mai înainte, le puteți lăsa nu copiilor, chiar și urmașilor. Altele, doar că le schimb bateriile, poți să le ai 10-15 ani. Deci dacă nu îl strici și umbli în el, ca un aparat de radio, ca orice dispozitiv electronic. Pentru că chiar dacă știința va evolua și va apărea ceva mai bun, și acesta se va face în continuare treaba lui. Nu vreau să fac absolut niciun fel de reclamă, să fiu înțeles greșit, însă vreau să vă povestesc o întâmplare de prin 2000, nu, era înainte de 1997-98, când cineva a achiziționat un astfel de aparat pentru că a fost la Chișinău, l-a luat de acolo, i-a făcut foarte bine, persoana respectivă s-a vindecat de afecțiunea care o avea și după câtva timp o persoană din familie, o soră, care trăia aici în România, s-a îmbolnăvit. Acea persoană de la Chișinău a venit și i-a dat acel aparat pe care îl folosește și astăzi. Deci sunt aproape 20 de ani de când folosește un asemenea aparat. Deci durata de viață este foarte mare. La cele cu baterii, alta este problema, înlocuirea bateriilor. Și vă dați seama că au senzori. Au niște beculețele acelea care sunt LED-urile. Când intensitatea aceea scade, trebuie schimbată bateria. Însă, în aceste condiții grele, când, iată, mulți oameni nu au servici, sunt șomeri, prețurile medicamentelor sunt foarte mari, consultațiile sunt cum sunt, un astfel de dispozitiv poate fi ajutător, arjuvant într-o asemenea. Eu vă spun foarte sincer, nu am pretenție să mă credeți, am avut niște probleme cu niște dinți și când mă dureau foarte rău, foloseam un asemenea dispozitiv până mi-am reparat dinții, ulterior nu l-am mai folosit. Sunt un prag, iată, un nou nivel în dezvoltarea științei și tehnologiei medicale și am început prin acel expozeu să arătăm că, iată, și noi românii facem astfel de dispozitive. Alex, acum că mai avem puțin până la sfârșit, ai aici un telespectator de la Slobozia și vrea să te întrebe
E foarte interesantă întrebarea care o pune. Raporturile între folosirea aparatului, indiferent care ar fi, ce tip ar fi și nu știu ce, și consumul de apă. Da. Sau, nu, de fapt nu spune dânsul că consumul de apă, cantitatea de apă care este înmagazinată în întreaga hrană dintr-o zi. Adică trebuie să varieze, mai mică, mai mare, trebuie să rămână aceeași. Nu sunt legături directe între consumul de apă și această terapie. Ceea ce s-a observat de-a lungul timpului a fost un alt aspect, anume problemele acestea de generare de neurotransmițători, cum sunt endorfinele, poate să existe la un moment dat o epuizare a rezervelor de calciu în organism, care fac ca atenuarea durerilor provocată de terapie să se micșoreze. Pe fondul ăsta trebuie adăugat din când în când suplimente dintre acestea pe bază de calciu. Eu recomand suplimente pe bază de calciu organic, cum sunt cojile de ou, coral și așa mai departe. Da, mulțumesc mult. Iată că încheiem imediat, dar vreau să vă spun că o telespectatoare m-a întrebat, iată că am zis-o de dinți, dacă cei care au implantul dentar pot să folosească. Puteți să folosiți, pentru că toate materialele folosite în stomatologie nu sunt influențate de către aceste tipuri de aparate. Timpul a expirat. Stimați telespectatori, vă mulțumim pentru atenție. Vă așteptăm în fiecare miercuri la televiziunea care vă iubește, la televiziunea dumneavoastră, de la ora 20 la ora 22, la Teoria Conspirației, unde aflați lucrurile ciudate, bizare, stranii și insolite, care sunt ocultate cunoașterii dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, Alex. La revedere, pe curând!